O Românie întreagă știe că este un om altruist și întotdeauna se gândește la cei din jur. Nu se uită la banii nici atunci când vine vorba despre cazurile sociale. Este vorba despre Gigi Becali, care a făcut un gest surprinzător. Conform spynews.ro, imaginile fac înconjurul internetului. Chiar angajatul la firma de livrare care a ajuns la Gigi Becali le-a făcut publice pe rețelele de socializare. Tânărul a mărturisit că tocmai ce primise cel mai mare bacșiș din viața lui. Gigi Becali nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Celebrul om de afaceri este extrem de cunoscut de publicul larg pentru toate gesturile caritabile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, mai ales nevoiașilor. Un tânăr a publicat pe TikTok un video în care anunță că a livrat mâncare la palatul deținut de Gigi Becali, iar latifundiarul l-a răsplătit cu un bacșiș de 200 de euro. Șoc, am primit cel mai mare bacșiș din viața mea, a scris tânărul pe rețelele sociale. Videoclipul a ajuns viral, acumulând peste 100.000 de vizualizări, dar și sute de comentarii, în care și alții și-au împărtășit experiența. Un tânăr a mărturisit că a primit odată 100 de euro. La mine, cel mai mare tips a fost de 100 de euro, de la un milionar din Timișoara. Se fac bani, a povestit internautul.